concluzii în dosarul medicului italian Matteo Politi, chirurgul fals care opera în clinici private. Procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 au pus sub acuzare trei funcționari de la Direcția de Sănătate Publică București pentru înlesnirea practicării meseriei de doctor. Aceștia sunt învinuiți de fals intelectual, instigare la fals intelectual și complicitate la fals. Cazul instrumentat are în vedere și infracțiunea săvârșită de un al doilea pretins medic italian. În cursul anului 2018, cei trei funcționari din cadrul Direcții de Sănătate Publică București au falsificat mai multe înscrisuri, atestând în fals că două persoane de cetățenie italiană au calitatea de doctor și dreptul de a practica această profesie pe teritoriul României, eliberându-le coduri de parafă în baza unor dosare incomplete, au precizat procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. Cei trei funcționari Direcții Direcției de Sănătate Publică București nu sunt singuri învinuiți în acest dosar. Acuzațiile vizează și un consilier juridic. Cu privire la cea de-a patra persoană, s-a reținut în calitate de consilier juridic reprezentant al celor două persoane de cetățenie italiană, a înlesnit eliberarea codurilor de parafă în baza dosarelor incomplete și a falsificat mai multe înscrisuri, prin care se atesta în mod fals că au fost depuse la dosarele susmenționate toate înscrisurile necesare eliberării codurilor de parafă, au arătat procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. Acțiunea penală îndreptată împotriva așa zisului chirurg italian Matteo Politi vizează acuzațiile de înșelăciune în formă continuată și simplă și exercitarea fără drept a profesiei de doctor. Falsul medic este învinuit că a păgubit două persoane, spunându-le că este proprietarul unei clinici private și că le poate închiria un spațiu în cadrul unității. Italianul i-a păgubit pe cei doi reclamanți de o sumă de bani achitată ca și garanție pentru închirierea spațiului.